În ciuda faptului că e destul de aproape de Pământ, la fel progresul semnificativ pe care l-am obținut în ultimii ani în studierea cosmosului, el oricum rămâne a fi un mare mister pentru omenire. Chiar acum, pe satelitul nostru au loc lucruri misterioase, iar cercetările arată că Luna ascunde cu mult mai multe taine decât noi am crezut. Astăzi o să vă povestim despre lucruri ciudate care se întâmplă pe Lună chiar acum. Așa că așezați-vă cât mai comod, pregătiți-vă o limonadă, stoarceți butonașul de like și să începem! Animale, păsări, pești, insecte, plante, vrei să afli cum își trăiesc viața și cum îți pot fi ție de folos? Intră pe canalul Red Zebra, linkul este în descriere. OZN Apollon 16. Misiunea Apollon 16 a devenit cea de-a cincea misiune de succes cu aterizare pe Luna. Ea reprezintă cel mai mare interes pentru iubitorii teoriei conspirației. După aterizarea pe Lună pe 27 aprilie 1972, astronauții au reușit să filmeze un OZN. E unul dintre cele mai bune videouri cu OZN în toată perioada de observații. La fel mai sunt și fotografii ale obiectului cu rezoluție mare. Noi deținem destul de multe fotografii cu suprafața Lunii, pe care vedem obiecte sau fenomene inexplicabile până la moment. Hai să vedem cele mai memorabile exemple. În ziua aniversării de 40 de ani a misiunii Apollon 11, Google a lansat proiectul Google Planet Moon, o versiune specială a proiectului Google Planet Earth cu imagini de pe suprafața Lunii. NASA a plasat imagini de pe suprafața Lunii care pot fi accesate de oricine și chiar funcția Street View. În anul 2014, un YouTuber a dat peste imaginea suprafeței satelitului pe care se vedea un obiect ciudat, după formă asemănător cu corpul unei ființe care avea membre și lăsa umbră, semăna cu un obiect mare. Mulți presupun că e statuia antică grecească Colos Luna. De fapt, este un exemplu de iluzie paritară. Ea apare când conștientul nostru încearcă să modeleze semnificația obiectelor aleatorii care nici nu există. Apropo, ai știut că pe Lună sunt ascunse obiecte create de om? Ce fel de construcții sunt și cine le-a creat? Există vreo explicație oare? Privește mai departe ca să afle răspunsul la aceste întrebări și să faci mai îndeaproape cunoștință cu tainele Lunii. Forțe extraterestre. În timpul misiunii Apollon 11 a avut loc o discuție între echipa lui Neil Armstrong și Centrul de Gestionare a Zborurilor NASA, în care Armstrong a declarat că echipa a observat semne de prezență a creaturilor extraterestre și că membrii echipei simt că sunt urmăriți de ei. În 1979, Morris Chatton, specialist în comunicare NASA care a fost implicat în crearea navelor cosmice Apollon, a anunțat oficial că toată agenția spațială cunoaște despre legătura dintre membrii echipajului Apollon 11 și extraterestri. Neil Armstrong a menționat că navele extraterestrilor sunt cu mult mai dezvoltate tehnologic. Ei credeau că pe Lună există o bază a extraterestrilor. Edgar Mitchell, participantul misiunii Apollon 14, a declarat oficial în anul 2018 că el crede în existența altor forme de viață. Conform celor declarate, sunt oameni mici de o formă neobișnuită. Reflecție ciudată. Apollon 12 a devenit cea de-a doua misiune de succes pe Lună. În cadrul său au fost efectuate foarte multe poze, îndeoseb cele făcute de astronautul Charles Pat Conrad, pe care apare colegul său Alan Bean. Această poză are un mister. În reflecția căștii scafandrului se vede colegul său, dar și alte obiecte necunoscute care au trezit discuții. În partea de sus a căștii, pe sticlă, se vedea un obiect luminescent. În spatele lui Conrad se află o umbră care seamănă cu acest obiect. Această istorie a născut multe ipoteze ce ar putea fi. Cei care declară că misiunea pe Lună era doar o încercare, posibil demonstrează că ei au dreptate. Însă cel mai probabil e din cauza calității joase a fotografiei. Fenomen pe termen scurt pe Lună. Oamenii de știință relatează că pe suprafața Lunii apar diferite puncte strălucitoare ciudate. În unele zone se observă iluminare în permanență. Nu se poate presupune când va dispărea și va apărea de nou. Pe unele poze vechi a craterului Stein, care se datează din 1975, se văd zonele iluminate. Unii susținători ai teoriei conspirației presupun că acolo se pot afla obiecte utilizate de extraterestre pentru a încărca bateriile navelor ce le aparțin. Sau poate că în obiectivul camerei a ajuns un fenomen spontan, însă blițul de pe poza originală e prea mic pentru a putea fi analizată. Fenomenul e urmărit deja de câteva decenii și esența sa oricum nu e descoperită. Cilindrul lunar.
Această imagine la fel e făcută în cadrul uneia din misiuni Apollon. Pe suprafața lunii se vede un obiect ce seamănă a fi cu ceva confecționat de oameni. La aspect seamănă cu un cilindru, însă de mulți ani, scepticii, oamenii de știință și oamenii de rând încearcă să înțeleagă ce este de fapt. Dimensiunea sa nu e cunoscută. Poate fi un obiect masiv sau unul foarte mic. În orice caz, nu se încadrează deloc în peisajul general de pe Lună. La moment, nimeni nu cunoaște ce obiect este și cum a ajuns el pe Lună. O bază militară secretă. În anul 1994, NASA a instalat o stație interplanetară automată Clementino, cu scopul de a studia Pământul și Luna din cosmos. De atunci, cu ajutorul ei, s-au putut realiza multe descoperiri interesante. La fel, posibil că a contribuit la descoperirea unei mari taine. Pe una dintre fotografii cu zona suprafeței pe partea laterală a Lunii se vede un obiect care după formă seamănă cu litera latină V. Obiectul arată mai deschis la culoare decât împrejurimile. Forma sa pare a fi prea corectă pentru un obiect natural. El se află în crater care e la fel de unic deoarece are o suprafață netedă. Există o ipoteză precum că acolo se află o bază militară secretă SUA. Trebuie să menționăm că în SUA se discută despre o astfel de bază. În prezent, pe rețelele de socializare devine tot mai viral un video care povestește despre apariția recentă a OZN-ului din apropierea Lunii. Utilizatorul care a postat videoul, John Michael Tanaka, declară că clipul a fost filmat de un prieten al său care deseori admiră Luna. De regulă, în timpul creșterei sau scăderii Lunii, e cu mult mai ușor să percepi o activitate alături de ea, din cauza că dintr-un asemenea unghi de iluminare, umbrele care vin de la obiectele zburătoare se lungesc și devin mai vizibile la suprafață. Acest video i-a uimit pe toți, pe el se vede cum obiectele misterioase se mișcă pe suprafața Lunii. Aici le vedem mai îndeaproape. Mulți spun că fără zoom ele ar rămâne neobservate. Unii utilizatori recunosc că e cel mai bun video OZN de până acum. Se văd clar obiecte destul de mari care zboară la suprafața Lunii. O persoană care deseori privește în telescop a spus că el a văzut de câteva ori obiecte asemănătoare. Ele au apărut anume în timpul zilei. Cum nu ar fi, dar Luna la sigur ademenește OZN. Zeneorile cu ceva. Misterul părții întunecate ale Lunii. Sub forțele maree a Pământului s-a format un algoritm de rotire a Lunii conform căruia durata rotației în jurul propriei axe e egală cu perioada de rotire a Pământului în jurul axei sale. De aceea, Luna mereu e întoarsă spre Pământ cu doar o parte. Primele fotografii a părții laterale a Lunii au fost transmise pe Pământ cu un dispozitiv sovietic, Luna 3, în 1959. Mai târziu, în cadrul misiunii Apollo 8, a fost descoperit că suprafața părții îndepărtate ale Lunii nu se deosebește mult de suprafața părții vizibile. Pe ea la fel sunt prezente cratere și câmpii. Însă istoria a dat naștere la zvonuri precum pe partea întunecată a Lunii se află baza militară a extratereștrilor din alte lumi. Majoritatea cercetătorilor infirmă aceste date din cauza că până în prezent s-au obținut multe imagini de calitate bună și a fost întocmită o hartă a părții verso a Lunii. În același timp nu a fost descoperit niciun semn al vieții. Indiferent de faptul că partea verso e ascunsă de observatori, oamenii de știință au găsit o modalitate ușoară de a descrie suprafața sa. Asta va ajuta la relatarea evoluției sale. Ei au creat o formulă matematică care permite să studieze a patra parte din potențialul geografic și geologic al Lunii, inclusiv câmpiile de pe partea verso. Reliefurile de pe partea vizibilă și partea verso nu sunt identice. Spre exemplu, lanțurile muntoase de pe partea întunecată sunt cu 1,9 km mai înalte. Asta se explică prin procesele care au avut loc la etapele anterioare ale evoluției Lumii. Oamenii de știință au dedus o formulă utilizând date topografice și gravitaționale obținute în timpul studierii bazinului polului sud Itkin, cel mai mare crater al Lunii care se utilizează la studierea influențelor forțelor maree Jupiterului asupra satelitului său Europa, sub care se află oceanul din roci topite. Un astfel de ocean se află și sub suprafața Lunii. În jur de 4 miliarde de ani în urmă, acel ocean a fost expus la puternice forțe maree a Pământului, care continuă până și la întărirea rocilor. Ca rezultat, s-a format relieful modern al suprafeței Lunii. Hei prieteni, cam atât pentru astăzi. Scrieți-ne în comentarii dacă v-a plăcut acest episod. De asemenea, abonați-vă la canalul nostru, apăsați clopoțelul pentru a nu rata noile episoade și stoarceți butonașul de like. Pace tuturor! Vă pupă la like!